Dragii mei prieteni, în ultimii 15-20 de ani am cutreierat continentele lumii cu zeci de mii de oameni și am încercat să studiez ce anume îi diferențiază pe oameni. Și am văzut multe atitudini pe care ei le-au învățat, le-au imitat și le-au dezvoltat în așa fel încât să spere că vor face ceva mai mult, mai împlinitor cu viața lor. Una dintre aceste atitudini, și anume productivitatea, care este formarea în tine însuți a unei memorări, concentrări, atenții și susținerea direcției scopului pe care ți l-ai propus. Ei bine, când această manifestare care se numește productivitate se întâmplă și o capeți și o dezvolți, atunci orice ce întreprinzi tu în viață, fie că este viața ta profesională sau financiară, sau fie că este partea spirituală, vei învăța cum să fii productiv pentru scopul pe care ți l-ai propus, încât să nu treacă 300 de ani până îl faci, ci să treacă mai puțin încât în această viață să capeți cu un sens al productivității ceea ce vrei într-un timp care să-l poți gestiona și să fie cât mai rapid ca să reușești să ajungi unde vrei mai departe. Ei bine, avem astăzi 4 măsuri, metode pe care le-am pus pentru productivitate ca să vedem unde pierdem timpul și ce avem de accelerat în viața noastră. Despre ce este vorba? Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, am zis astăzi să lăsăm aceste 4 metode pentru productivitate ca să vedem care sunt efectele, consecințele, cauzele care duc la aceasta și să ne dăm seama unde câștigăm sau pierdem timp. 1. Avem în continuu atenție la scopurile noastre. Dacă atenția la scopul meu, la prioritățile mele este susținută și mă gândesc zilnic, mă gândesc în fiecare oră, în fiecare săptămână, atunci pun pe masa minții mele și pe masa acțiunilor mele ceea ce am de făcut ca prioritățile pe care eu le-am să fie cât mai realizabile, cât mai de făcut astăzi și să nu le amână. Ei bine, prioritățile sunt acele obligații pe care eu mi le impun mie și le desfășor în afara mea încât să-mi câștig eu dorința de a realiza și de a mă împlini pe mine realizând ceva în afară. Ei bine, prioritățile pentru mine sunt formele prin care eu îmi pun energia mea, entuziasmul meu, claritatea mea, memorarea mea, încât să le realizez fără să pierd timpul cu altele. Cei care uită de priorități se iau cu alte lucruri prin asocierea, prin mintea asociativă care se duce într-un loc și este direcționată, sugerată și funcționează după alte tipare în funcție de exterior. O atenție la priorități înseamnă o atenție la mine însumi și la ceea ce eu îmi propun să fac în afara mea în mod continuu, încât să nu uit de ceea ce mi-am propus. Un om care nu are atenția la priorități este un om care spune una și face alta sau uită ce și-a propus el însuși sau uită ceea ce a propus altora și astfel împlinirile sale vor fi pe termen lung sau nu se vor realiza deloc. A doua metodă pentru productivitate cât mai eficientă este evitarea plăcerilor efemere. Noi, dragi mei prieteni, pierdem o groază de timp în viață cu lucruri inutile, cu lucruri exterioare pe care ar trebui să le facem doar pentru plăcerea efemeră de a le fi petrecut. De a sta la o bere, de a sta și pierde timpul la o cafea, de a dezbate viața altora, de a urmări celebrități, de a urmări ceea ce se întâmplă în exterior mai mult decât ceea ce vreau eu. Și când voi căuta să evit aceste plăceri efemere, pentru mine se va naște o grandioasă și formidabilă putere de a fi pe deplin atent la priorități și de a-mi urma eu mie însumi cât mai mult îmi realiza o plăcere pe termen lung. Plăcerile efemere nu conduc la o plăcere pe termen lung. Ca să ajungi la o plăcere pe termen lung, e o muncă pe termen lung, e o disciplină pe termen lung, este un efort constant și continuu și zilnic ca să ajungi la o plăcere pe termen lung. Când atingi plăcerea pe termen lung, aceasta nu mai este schimbată, nu mai este modificată, nu mai este ce este constantă în virtutea lucrurilor care se întâmplă în afara ta. Și atunci tu vei reuși să păstrezi plăcerea constantă pe termen lung, doar dacă muncești
constant și pe termen lung ca să o obții. Ca să eviți plăcerile efemere, lasă mass media, lasă social media, urmărește strict, fără să ai parte de sugestiile altora ce să urmărești și caută ceea ce este în tine încât să realizezi harul și darul care ți-a fost ție hărăzit cât mai mult în această viață. A treia metodă de productivitate este, așa împreună cu soarele pe care vi-l las aici în stânga și în dreapta mea, metoda ta de relaxare. Ei bine, toți dintre noi, și eu și tu, avem o metodă proprie, individuală, originală, care să-ți dea ție șansa să îți pui corpul, mintea, emoția în repaus. Fie că faci o baie caldă, că te duci la un concert, că asculți pe cineva, că citești o carte, că stai efectiv în pat și te meditezi, că faci o ședință de mindfulness, de hipnoză, de o muzică care pe tine te hrănește. Toate aceste metode de relaxare, oricare ar fi ele, sau la un spa, sau la o saună, sau mergi picioarele goale pe zăpadă, orice vrei să faci care pe tine te relaxează și îți oprește sistemul alert de acțiune, atunci în aceste clipe corpul tău recapătă energie pentru următoarele clipe de efort, de muncă, care vor fi peste o oră sau mâine. Și atunci metoda de relaxare proprie care pe tine te hrănește are nevoie zilnic de o conduită pe care să o investești înăuntrul tău. Un masaj, amorul, mângâierea, îmbrățișările, sărutatul, privirea în ochii altuia, statul cu cei dragi, cu prietenii. Deci ai mai multe exemple pe care le-am pus, care și pentru mine au sens când le fac, pentru că mă încarcă să dau mai departe energia pe care eu am nevoie să o investesc în ceea ce eu îmi doresc să fac mai departe. Și a patra metodă de maximă productivitate este, dragi mei prieteni, în concentrarea ta pe ceea ce vrei tu, pe concentrarea ta pe până la epuizare. Concentrarea până la epuizare este o formă de efort continuu, constant, care nu este pierdut pe parcurs, nu este pierdut pe traseu, ci tu ții în formă concentrarea ca să realizezi cu cât mai multă știință când faci un lucru. Foarte puțini oameni din jur au această concentrare până la epuizare, pentru că toți după un gram, două de oboseală se epuizează și nu mai au energie să ducă până la capăt ce și-au propus și o lasă mai moale. Se relaxează la fiecare oră de muncă, căutând o țigară, căutând să mai stai de vorbă cu cineva, căutând să mai schimbe mediul încât să se relaxeze foarte des. Și mai mult se relaxează decât mai mult muncesc, decât muncesc mai mult, și nu sunt exemple în jur care să ne arate cum ne putem noi epuiza prin concentrare. Concentrarea înseamnă o atenție susținută la ceea ce îmi doresc, la lista mea de priorități în mod constant. Când eu fac acest lucru și pun toată energia, atenția, forța mea în a face un lucru cât de bine pot eu, în a-l aranja cât de mult îmi doresc și când scriu, când gândesc, când acționez, când stau de vreo cu cineva, când ascult pe cineva, să am cât de bine pot eu această atitudine în mine că fac un lucru în acel moment în toată concentrarea și capacitatea mea de a îl face. Și atunci asta pentru cei mai mulți o să fie la început, o să te epuizeze pentru că nu suntem antrenați pentru așa ceva. Oamenii care sunt în poziții cheie, în poziții de conducere, în pozițiile înalte ale lumii, au capacitate și o resursă de concentrare foarte mare și ei și-au antrenat această resursă fantastică, minunată, rară, pe care foarte mulți oameni o au, și anume concentrarea maximă pe care un om o poate avea ca să scoate dintr-un moment tot ceea ce momentul i-a dăruit. Aveți, dragii mei prieteni, aveți aceste 5 metode prin care productivitatea poate crește, fără să mă credeți, verificați-le. Și dacă vreți mai mult, aveți aici în YouTube, membru practicant și membru căutător, mai multe filme, videouri private, conferințe, acces la conferințe, la live-uri și la webinare pe care le-am pus pentru oamenii care vor să dezvolte cu maximă responsabilitate un nivel superior al felului lor de a își trăi ceea ce ei numesc și noi numim cu toții viață. Să vă fie de bine!